El nu e doar pentru persoane dependente. E pentru că și aici în carte nu vorbesc doar despre dependența de droguri. Avem dependență de alcool, de fumat, de medicamente, avem dependență de zahăr, avem dependențe și de anumite obiceiuri, de telefon și tehnologie. Sigur recunoști că... Recunoști și-o vreo câteva. Toți avem dependențe. De zahăr, de telefon... Știți ce? Scriind cartea și tot recitind informația, am ajuns la concluzia că omul e născut să fie dependent. Pentru că de obicei dezvoltăm dependențe atunci când avem anumite lipsuri. Dependența este o formă prin care încercăm să umplem un gol. Și vă dau câteva exemple. De ce bei de tristețe? Pentru că ai un gol, ceva ți-a produs acea stare negativă și atunci vrei să o compensezi printr-un pahar de alcool. De ce iei un somnifer? Pentru că n-ai o stare interioară suficient de bună încât să adormi în mod natural. De ce te droghezi? Pentru că fugi de realitatea cotidiană și vrei să mergi într-o zonă de visare. Și atunci e clar că dependența nu este decât o modalitate de evadare dintr-o lume pe care nu ne-o dorim, pentru că noi am creat-o să fie așa. Și atunci, de asta cred că lucrurile ar trebui să pornească de la înțelegerea mecanismelor psihice de a dezvolta dependență. Și unul din ele este acest circuit de recompensă. Ai băut alcool, te-ai simțit bine. Tu, la nivelul creierului, vei ști că și mâine, dacă vei bea un pahar de alcool, vei retrăi starea. Același lucru se întâmplă cu toate substanțele respective. Și atunci acest circuit de recompensă este cel care stă la baza dorinței noastre de a fi fericiți. Doar că, din păcate, substanțele psihoactive ne fură fericirea. Am spus-o de nu știu câte ori. Am tineri care îmi spun, de-aia au murit în 89, cu toate că ei sunt născuți mult după, de-aia au murit oamenii în 89, să fim liberi. Și eu le spun că libertatea se termină atunci când te duci noaptea să-ți cumperi o doză de la dealer. Atunci nu mai ești liber, ești dependent de acel dealer. Dealerul este cel care îți controlează viața. Dependența fură libertatea, fură fericirea. Și mai am o chestie care am observat-o și am scris în carte, că am și prezentat multe cazuri pe care le-am întâlnit. Oamenii îmi spun, ce să facem, domnul doctor? Avem atâtea probleme și vrem să scăpăm de ele. Nu mai putem, suntem firi prea slabe și am cedat. Și îmi spun ce probleme au. Unii îmi spun că au probleme cu bani. Și eu tot timpul le spun, și credeți că după ce o să plătiți drogurile o să fiți mai bogați? Nu. După ce o să fiți dați afară de la serviciu, pentru că de foarte multe ori performanța la locul de muncă scade și ei sunt cumva sancționați. Am probleme acasă, nu mă înțeleg cu soția și credeți că dacă o să deveniți alcoolic o să fie mai iubitoare cu dumneavoastră? Deci toate problemele pe care de fapt le identificăm atunci când decidem să consumăm astfel de substanțe se vor agrava într-un mod extrem de rapid după ce am devenit dependenți.